Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, și Ioan Popa, primarul Reșiței, și-au dat mâna chiar în sala de ședință a Consiliului Local al municipiului de pe Bârzava. Șeful Palatului Administrativ a venit pentru a-i felicita pe aleșii locali și a le ura succes în noul mandat. Cei doi lideri au dat un mesaj de colaborare pe proiectele comune. L-am alături de mine pe domnul președinte al Consiliului Județean Silviu Hurduzeu. Mă bucur că a venit alături de noi în aceste prime ședințe, așa să dăm, în primul rând, un mesaj comun de colaborare și de continuare a acțiunilor pe care le-am făcut în ultimii ani și pe care sper să le continuăm împreună. Așa cum am menționat de câte ori am avut ocazia, sunt trei proiecte, cel puțin, pe care eu le-am în vedere și care au pornit în ultimii ani și pe care sper să le continuăm. Mă refer la proiectul de dezvoltare turistică Semenic, un proiect pe care l-am inițiat încă din 2019-2018 împreună. Proiectul de realizare a noului spital județean, un proiect de 230 de milioane de euro, 150 ce plus me, 80 de milioane de tări, care se află chiar pe holul primăriei, undeva la 3 metri cub de documentație, așteaptă finalizarea dezbaterilor pe ghidul de finanțare și să depunem proiectul la finanțare și, evident, modernizarea căi ferate Timișoara, Voiteni, Reșița, în speță tronsonul Voiteni, Berzovia, Bocșa, Reșița, pe care sper să-l ducem la bun sfârșit, împreună cu ceilalți parteneri din proiect, Timișoara și județul Timiș. M-aș bucura să mai identificăm și alte proiecte împreună, unul dintre ele la care am discutat de când eram încă în primul mandat cu domnul președinte Hurduzeu la județ, este legat de transportul intrajudețean. Este un proiect mare, un proiect pe care ADR-ul Vest și Sorin Maxim special a spus că își asumă ADR-ul să ne ajute cu consultanță pentru realizarea lui, să refacem acele autogări, să ne dotăm cu mijloace de transport public inteligente, verzi, ca să putem să să putem să mobilizăm lumea din județ și aici, cu siguranță, un proiect pe care îl vom putea face într-un partener cu mai multe oate. Dar un semnal de colaborare și de conlucrare în perioada următoare. Județul Caraș-Severin are nevoie de municipiul Reșița. Municipiul Reșița, evident, are nevoie de județul Caraș-Severin. Spunea domnul primar de cele trei proiecte. Cred că toate sunt importante. În perioada următoare este aici și domnul secretar de stat, Claudius Nedelcea. O să mergem la București să semnăm contractul pentru domeniul schiarului de pe muntele Semenic. La fel de important, Spitalul Județean de Urgență din Reșița și împreună am făcut eforturi ca acest spital să fie prins de către Ministerul Sănătății pentru finanțare și o să vedem în perioada următoare cât și cum reușim să facem, dar ceea ce este foarte important este că se discută în acest moment și de o finanțare pentru Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Știu pașii care au fost făcuți, știu și ce s-a întâmplat și sunt convins că în perioada următoare nu vor mai exista astfel de probleme, pentru că eu cred că împreună, eu, domnul primar, domnul prefect, putem să discutăm înainte de a lua anumite decizii, astfel încât acele decizii să fie cele mai bune. Vreau să vă spun că și din punct de vedere al finanțărilor îmi doresc ca de acum înainte, deși sumele pe care Consiliul Județean le împarte nu sunt extraordinar de mari și nu sunt spectaculoase, vreau să fac de acum înainte acest lucru discutând cu primarii, inclusiv cu primarul Ion Popa, primarul municipiului reședință de județ, pentru că
împreună cred că putem să găsim soluția cea mai bună pentru toată lumea. Și pentru Reșița, și pentru Caransebe, și pentru celelalte orașe, și pentru cele 69 de comune din județul Caransebe. Sigur că banii nu sunt niciodată suficienți, dar cred că împreună putem să găsim soluția cea mai bună.